Hello, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Astăzi este duminică, dacă nu mă înșel. Niciodată nu știu în ce zi suntem. Așa se întâmplă când stai acasă și n-ai serviciu, nu ai un program. Adică, din punctul meu de vedere, eu de câte ori am stat acasă maternity sau în concediu, nu prea țineam niciodată cont ce zi este, adică uitam mereu. Și vreau să mă apuc de curățenia generală în camera noastră, în baie și pe hol. Acesta este planul. Sper să reușesc să îl duc la bun sfârșit, să fac și în baie și pe hol. Trebuie neapărat să încep cu camera noastră, pentru că inițial trebuia să filmez de săptămâna trecută de miercuri. Apoi miercuri ce s-a întâmplat? Nu mai țin minte ce s-a întâmplat miercuri când a fost Catalea la grădiniță. Apoi joi am fost cu ea la cum se numește, la GP, pentru că v-am mai spus eu, ea de câte ori răcește, are infecție la urechiușe. Iar ultima dată când am fost la spital cu ea din cauza infecției, doctorul de acolo, de la GP Out of Hours, ne-a recomandat ca să vorbim cu GP-ul nostru și să ne facă o scrisoare către un doctor specialist de urechi. Cred că Eva mai spus eu, un fel de orele la noi. Nu știu, habar nu am, nu știu exact cum stă treaba aici. Iar apoi Catalea a fost acasă și, bineînțeles, când este ea acasă, v-am mai spus eu că nu pot să fac mai nimic. Bine, pot să fac așa ordine, dar nu curățenie generală cum vreau eu. Iar astăzi este duminică. Soțul este liber și astăzi și mâine și pot să fac. Cu toate că este, din nou, cam târzior. Nu știu, 10, 11, habar nu am cât este ceasul, dar cam așa ne terminăm noi treaba dimineața, până hrănim copiii, până îi dau Alanei să mănânce, pentru că ea mănâncă lapte, până îi fac Cataliei să mănânce, până ne facem și noi să mâncăm, până mâncăm și noi și tot așa. Deja m-am lungit foarte mult cu intro-ul acesta, văd că vorbesc de 3 minute. Nu știu cât de coerent am fost. Sper că ați înțeles ceva. Sper să nu mă judecați la ceea ce vedeți. Doar că în ultimul timp nu prea m-am simțit excelent și nu prea am avut chef să fac mare chestie. Acum nu mai pălăvrăgesc. Mă apuc de treabă, că am o grămadă de treabă, mai ales aici în cameră. Bine, și în baie, și pe hol, peste tot. Dar camera aceasta, cum am spus, este cea mai importantă din punctul meu de vedere. Am zis să vă arăt și ce produse o să folosesc eu pentru a curăța camera. În primul rând o să folosesc această soluție de geamuri de la The Pink Stuff. Mie îmi place foarte mult această soluție, mă împac foarte bine cu ea. Nu mi s-a întâmplat să-mi lase pete sau urme, dâre. Deci, într-un cuvânt, sunt mulțumită. Apoi, pentru suprafețe, o să folosesc această soluție de la Method, cu piersici, miroase super, super bine. Cred că este a treia oară când îl cumpăr. Iar apoi, pe suprafețele de lemn, după ce am șters cu această soluție, o să folosesc această soluție pentru, cum se numește, pentru lemn. Plige, cred că se numește aici, dacă zic bine. Este un fel de Mr. Proper, cred, sau Pronto la noi în țară, ceva de genul. Iar la sfârșit o să dau foc la această lumânare de la Yankee Candle. Miroase extraordinar de bine, este nouă, nu am mai folosit-o. Și îmi place extrem de mult. Iar după ce am dat foc la lumânare și am terminat în toată camera, o să pulverizez această soluție de la Yumosh. Eu am din țară, din păcate, mai am foarte, foarte puțin. O să pulverizez pe perdele, nu știu dacă am specificat. Aici nu am găsit. Dacă știți pe cineva care are la vânzare aceste produse, aș prefera sau mi-ar fi de mare ajutor să-mi lăsați în comentarii. Eu, cum am spus, o am din țară și dacă n-am mai fost de mult timp în țară, vă dați seama, nu mai am, dar o să folosesc și miroase extrem, extrem de bine. Take a real close look now. Soon you'll realize you don't know what's coming down. I got you hypnotized.
Gata, am terminat și camera. O să vă arăt așa un pic cum am făcut, cu toate că eu cred că deja ați văzut. Am șters acolo patul catalei, i-am schimbat lingeriile și, bineînțeles, i-am aranjat maimuțelele aici. Am schimbat lingeria noastră, am șters și capătul acela. Apoi m-am mutat acolo, oricum aici la... parfumuri, nu o să dureze prea mult timp curățenia. Am aprins acea lumânare, miroase extraordinar. Să vă las așa mai aproape, poate interesează pe cineva. Eu am luat-o din Tesco. Așa, am șters oglinda mare, oglinda mică, apoi am șters parfumurile, am șters blatul aici. Dar, după cum am spus, această curățenie pe masa aceasta va ține cel mult, deci cel mult, până diseară. Apoi am șters geamurile, geamul acela se vede foarte, foarte frumos. În schimb, acesta nu prea se vede, nu știu cât vedeți voi, pentru că nu pot să-l șterg pe din afară, nu ajung. Apoi am șters acolo dulapul. Și apoi am dat cu aspiratorul. Și cam așa arată camera. Miroase foarte, foarte bine de la acel iumuș, doar că îl folosesc cu... sau iumoș, nu știu cum vreți voi. Doar că îl folosesc cu restricție și cu strângere de inimă. Acum o să mă mut în baie să fac și acolo. Pentru baie am mai multe. O să folosesc pentru toaletă acesta de la Method cu... eucaliptus mint. Apoi o să folosesc pentru, tot pentru toaletă, acest Domestos cu clor. Pentru oglinzi și geamuri, acesta de la Mr. Muscle. Acesta l-am mereu aici în baie. Pentru cadă, pentru că între cadă și perete mi se mai face mucegai câteodată, o să folosesc acest cif. Tot pentru toaletă, după ce o curăț bine, bine de tot, o să pun acest gel, miroase foarte bine. Apoi o să pun o dischetă din aceasta, cred că se numește, tot la toaletă. Și după ce termin toaleta de tot, ca să miroase bine, o să pun acest praf în toaletă, miroase foarte, foarte bine. Dar din păcate această aromă nu am mai găsit-o. Nu știu, probabil nu este pentru un moment. Iar ca să curăț cada, o să folosesc cif. Am uitat să-l iau de jos, o să mă duc să-l iau. Și cam atât. Am revenit. Cu acesta o să curăț eu cada. Cif cremă. Este ok, doar că mă cam deranjează mirosul. Este prea, mult prea puternic pentru mine. Gata, mă apuc de treabă. I was just somebody longing for someone to hold me. It could be anybody, but you chose me somehow. Now I'm crazy, thinking about you all the time, like crazy, knowing you're here by my side. A whole lot better.
cam așa arată și baia. Nu știu, acolo se vede foarte încărcat. Datorită faptului că sunt multe produse, aici sunt, nu știu dacă v-am arătat, aici sunt cremele mele, creme de față, deodorant, cremă de corp, spray-uri de corp, de machiant, iar aici sunt toate produsele noastre, sare de baie, battle crumble, din nou sare de mare, de baie, nu știu ce am spus, lumânări, produse de îngrijire a corpului și aici ce folosim noi deocamdată. Am făcut curat și acolo, am spălat și pe jos, am schimbat gunoiul, bine, sacul l-am pus altul și mai urmează să mai dăm cu acesta. Haideți că am dat așa mai aproape ca să vedeți mai bine. Urmează să punem diseară acest Mr. Muscle pentru țevi, pentru că trebuie lăsat, nu știu, trebuie lăsat ceva timp. Nu știu exact. Zice să așteptăm pentru 5 minute, dar o să punem diseară ca să nu... Na, nu știu. Așa a zis soțul că îl pune el diseară și așa vom face. Și în rest am terminat, mai am holul, doar că trebuie să ajungem până la magazinul românesc. Se pare că videoclipul de astăzi nu o să fie numai despre curățenie. După cum am spus, am fost până la magazinul românesc și am luat mai mult decât era planificat. Așa că am zis să vă arăt și vouă. I-am luat Catalei aceste chipsuri cu ciuperci sălbatice, ciuperci de pădure și smântână. Îi plac foarte mult. Niște pufuleți. Imediat, mami. Niște pufuleți așa cu paprika. Am mai luat niște sticks-uri din acestea de la Croco. Așa, haideți că am rezolvat. I-am dat Catalei chipsuri. Am mai luat aici niște covriși de Buzău clasici. Din nou am desfăcut pentru că le-a vrut Catalea. Aici am mai luat un suculeț Timbark cu piersici arată. Am luat niște semințe cu sare. Sunt foarte, foarte bune aceste semințe. Aici am mai luat niște cremvuști de la Marcel. Inițial noi luăm pe aceea de la Fox și aceștia tot din piept de pui sunt. Doar că am mai luat odată, sunt ok, dar v-am spus, noi preferăm pe aceea de la Fox, dar nu i-am mai găsit. Aici am mai luat niște cârnați de la Agricola, cârnați pentru grătar. Cred că o să-i facem la... avem noi acela de la Tefal Opti Grill și este exact ca pe grătar. Aici am mai luat Catalei niște cipicao, cornuri. Le mănâncă, câteodată le mănâncă, câteodată mănâncă doar până ajunge la ciocolată și apoi mi le dă înapoi. Aici tot așa un Timbark, acesta văd că este de portocale, tot un Timbark, cred că este de mere ăsta, ce nu știu, este scris în poloneză. Așa, aici am mai luat un Ursus Cooler fără alcool, un cidru, acesta este cu grefuri, mi-a fost poftă, o să tot apară acum, nu au tot timpul. Am luat două, cea de-a doua pungă, cred că s-a vărsat ceva aici, încă o pungă din aceasta de Lay's. Aici am luat niște turtă dulce, un ouleț. Aici am mai luat câteva feliate. Acesta este Fox salam de vară, dar parcă eu cerusem altceva. Cred că cerusem rustic sau ceva de genul. În fine, amândouă îmi plac oricum. Aici am mai luat niște mușchi file de la Cristim. Niște măslinele s-au vărsat. Niște măsline așa mari. Aici pâinică a fost caldă, sper că nu s-a udat de la măsline. Aici am mai luat tot așa Catalei, sau și pentru noi, de ce nu, niște napolitane învelite în ciocolată albă și cu cremă de cocos, parcă așa par, nu știu, nu înțeleg ce scrie pentru că este în poloneză. Aici am mai luat tot așa niște wafe
cu cremă de cocos. Din nou, le adoră Catalea. Aici am mai luat niște semințe, tot așa, ușor sărate. Pe acestea le-am luat pentru soț, pentru că lui nu prea îi plac să fie prea mult sărate. Și aici încă un suculeț. Văd că au mere, cireșe și meură. Iar aici jos m-am încă o pungă. Stați așa că aici... Așa le rom mereu. Am mai luat și am mâncat niște înghețată din aceasta cu fistic. Seamănă cu vafa de la noi din țară. Foarte bună. Am mâncat o mașină. Aici am mai luat două caserole de mici. Aceștia, vă spun sincer, mie îmi plac cel mai mult. Sunt, nu știu, mi se pare că sunt cei mai gustoși. I-am luat Catalei niște Danonino așa, o smântână din acesta de la Casa Bună. Iar aici am luat soțului un Pepsi Twist cu lămâie, iar eu mi-am luat, mă văd acolo, iar eu mi-am luat un Capi Palpi cu toate fructele, cred, da, multifrut. N-am mai băut Capi de, am ceva timp, un an de zile, cred. Sper să nu zic prostii. Și cam atât am luat și în total am plătit 60 de lire. Eu zic să continuăm și curățenia pe care am început-o. Am ambele holuri, adică holul de jos și holul de aici de sus, plus scările. Aici nu prea am nevoie... Opa, să mai am un pic de loc. Aici nu prea am nevoie de foarte multe produse de curățenie. O să șterg... acolo pe lângă scări, o să vedeți voi. Cu aceasta de la Method, o să am nevoie de aspirator în primul rând. Iar pe jos o să spăl cu acesta. Îmi place foarte mult acesta pentru că pe holul de la intrare nu stau mereu ca să pun apă, să dau cu mopul și bla 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 așa. Acesta adică dau așa cu el pe jos și șterg cu o cârpă și mi este foarte, foarte practică această soluție. Acum o să mă duc ca să termin pentru că mă apucă seara. Time's been moving slowly, so we already in too deep. Can't get no sleep on each other, heavy teasing all day. And when the sun sets, you asking me to come through, kick it with you. Night turning to morning dew. Cam așa a ieșit și holul de la intrare. Mai e acolo la ușă. Acela este soțul, se joacă Catalea. Să dau cu un pic de azi din acela care am dat în baie pentru mucegai. Nu știu exact de ce se face.
Și aici am păstrat cataleii decât ce mai poartă. Acelea o să le pun sus, probabil pentru Alana când va mai crește. Sau pentru cataleia la anul, dacă o să-i mai fie bune. Aici am păstrat pentru mine decât două perechi de Adidas. Soțul are și el două perechi de Adidas plus bocanci. Acolo sunt papucii. Iar aici cataleia are încălțările pentru grădiniță, încălțările bune. Și am mai oprit acești bocăncei, mai trebuie să mai aibă unii, dar cred că sunt la soț în mașină. Și aceste opincuțe pe care le poartă ea în casă. Am aspirat, bine, acolo faceți excepție, trebuie să le iau. Am aspirat și scările și stați să vă arăt și holul de aici de sus. Nu prea este cine știe ce aici. Pe cât am dat cu aspiratorul, am șters blatul acesta și cam așa arată. Și am terminat, în sfârșit. Să știți că este foarte, foarte mișto acesta și miroase super bine. Eu am mai avut unul înainte cu lămâie și acela a fost ok, dar acesta miroase foarte, foarte bine. Eu am mai avut ceva de șters suprafețele cu rubarbă, dar nu mă așteptam să miroase. Miroase mult mai bine decât acea soluție de șters suprafețele. Eu chiar vă recomand acest produs. Dragilor, cam acesta a fost și vlogul de astăzi. Sper că a fost un vlog motivațional pentru voi. Pe mine mă motivează când mă uit la asemenea vloguri, la asemenea videoclipuri. Din nou, dacă vă place de noi, nu uitați să vă abonați acestui canal, să ne lăsați un like. Iar eu, până data viitoare, v-am pupat. Pa!